Doamnelor, domnilor, o nouă zi de campanie electorală, o nouă agendă electorală. Mă bucur să am alături de mine doi reprezentanți ai Alianței USR Plus. Îi spun bună seara lui Vlad Duruș, candidat USR Plus pentru Consiliul Județean Maramureș, pentru președinția Consiliului Județean Maramureș. Bună seara, stimate domn! Sărut mână și bună seara maramureșenilor și băimărenilor ce ne urmăresc! Și îi spun bună seara lui Bogdan Zaharia, care candidează tot din partea Alianței USR Plus pentru Consiliul Județean Maramureș. Bună seara, stimate domn! Bună seara, vă salut și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur să fiu din nou aici în studio. Spuneam că o nouă zi de campanie electorală și noi încercăm să dialogăm cu candidații care vor în 27 septembrie să se bucure de succesul alegătorilor, să se pună ștampila de vot cât mai mult și pe Alianța USR Plus. L-aș întreba pe Vlad Duruș, care este și parlamentar de Maramureș, cum se vede de acolo, din Parlament, administrația județeană pentru care candidați și dacă vă ajută experiența câștigată acolo în ceea ce vreți să faceți din 27 septembrie încolo, dacă maramureșenii vă vor da votul. Acum, ca reprezentant al maramureșenilor, ca deputat, în calitate de deputat, din păcate o spun cu un regret destul de ridicat, faptul că nu am avut o colaborare prea fructoasă cu actuala administrație județeană. Eu întotdeauna mi-am pus, să zic așa, serviciul la dispoziția tuturor celor din județ, fie că vorbim de primari, de președinte de Consiliul Județean sau de simpli consilieri, să servez drept un, să spun așa, intermediar pentru problemele acestora. Pentru că, sigur, fiind doar un parlamentar, aș fi putut să preiau problemele celor din teritoriu și să le găsesc o rezolvare fie prin promovarea unei anumite inițiative legislative, fie sigur prin încercarea de a deschide anumite uși la autoritățile centrale. Din păcate, acum stric că ne referim la președinția Consiliului Județean, la președintele Consiliului Județean Gabriel Zetea, nu prea am găsit deschidere, fiind el considerând, luând mereu drept criteriu principal, culoarea politică, apartenența politică. De câte ori v-ați întâlnit cu actualul președinte de Consiliul Județean în mandatul dumneavoastră de parlamentar? De prea puține ori pot să număr pe degetele de la ambele mâini, se spune. Deși eu, uitați, vă dau un exemplu concret. Când a fost în fiecare an, la sfârșitul lunii decembrie, cel târziu la începutul anului următor, se votează bugetul pentru următorul an. Da, da. O lege a bugetului care, îndrăznesc să spun, cea mai importantă lege care este votată an de an de către Parlamentul României. Și înainte de fiecare dezbatere a acestei legi, eu am trimis mail către autoritățile județene și către autoritățile locale, cerându-le sugestii de amendamente. Sigur că unele nu se pretează pe jurisdicția, să spun, a Parlamentului. Adică Parlamentul nu poate să... Parlamentul face legi. Exact, Parlamentul face legi. Trebuie în ansamblu. Legi. Nu poate să facă centrate strict, să dea o lege, domnule, se face pentru toată lumea. Se face o toaletă la școala de nu știu unde. Nu se poate așa. Dar mi-am arătat întotdeauna disponibilitatea pentru preluarea unor amendamente. Și ca să ajung de unde am pornit, președintele Consiliului Județean nu mi-a trimis niciodată o cerere de a formula un astfel de amendament, deși știm cu toții că județul nostru are nevoie de anumite fonduri, avea nevoie de fonduri și are în continuare de fonduri pentru barajul Runcu, pentru care m-am bătut chiar și din opoziție. Are nevoie de fonduri pentru ecologizarea perimetrelor miniere, pentru că în fiecare an sunt vari mine unde răbufnesc ape încărcate cu metale grele și lucrul ăsta poluează mai mult sau mai puțin fauna, mediul înconjurător. A fost chiar o mică explozie acum 2 ani la mina Băiuț. Și la mina Băiaspre, la mina Șuior, dar și la mina Brainer din Băiuț. Da, da. Și mereu am formulat astfel de amendamente.
prin care să încerc să-mi ajut comunitatea locală, adică, mă rog, județul. Și aici ajung la partea finală, la teza finală a întrebării dumneavoastră. Tocmai activitatea mea din Parlament, cred că, într-adevăr, mă recomandă pentru această funcție de președinte de Consiliul Județean, pentru că am fost 4 ani de zile legiuitor și acum cred că... Sunteți un om care cunoaște legea? Sunteți absolvent de științe juridice? Sunt avocat, într-adevăr, sunt avocat și sunt membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, am fost și vicepreședintele Camerei Deputaților și atunci toată experiența asta, chiar dacă sigur e de 4 ani, poate unii ar spune că e nevoie de o experiență mult mai îndelungată, dar 4 ani de zile în Parlamentul României, în Comisia Juridică, te recomandă pentru a ține în frâu și, să zic așa, destinele județului nostru Maramureș, mai ales că județul nostru are nevoie de o amplă reformă a administrației publice. Și Uniunea Salvat România și Partidul Plus sunt două partide tinere, cu oameni tineri, care cu siguranță gândesc altfel, își doresc altfel de politică, își doresc altfel de viitor pentru comunitatea în care trăiesc. Este în dreapta lui Vlad Duruș, un alt tânăr, care candidează pentru Consiliul Județean. L-aș întreba pe Bogdan Zaharia, ai mai făcut politică? Nu am mai făcut politică. Am fost oarecum implicat din punctul de vedere a unui observator civic a vieții politice din România. Cel puțin cam din anul 2015 încoace m-am ocupat de o monitorizare atentă a politicilor pe care guvernanții sau cei din conducerea locală o practică în societatea noastră și, din păcate, de prea puține ori am găsit un exemplu pozitiv în aceste practici. Din fericire, guvernul tehnocrat, în frunte cu prim-ministrul de la acea vreme, Dacian Cioloș, ne-au demonstrat că există totuși o posibilitate de a performa în administrație, de a pune cetățeanul în centru focusului administrației și ăla a fost practic primul pas care m-a determinat să mă alătur unui viitor curent politic, unui viitor proiect politic care a fost Partidul Plus în momentul în care s-a lansat. Deci nu am mai făcut politică, dar am un interes, deja pot să spun, de aproape jumătate de deceniu în viața politică. Crezi că vei face față provocărilor? Nu e ușor să administrezi un județ, să reprezinți un județ în Consiliul Județean. Sunt partide diferite, sunt interese diferite, sunt proiecte diferite. Spuneam că amândouă partidele care alcătuiesc această alianță își doresc altfel de politică. Cum se regăsește sau ce ar trebui să înțelegem prin altfel de politică din strategia pe care v-ați făcut-o pentru alegerile din 27 septembrie? Dacă îmi permiteți să vă contrazic, ați spus că va fi foarte greu tineri fiind. Să știți cu cât ești mai... Îmi place să mă contraziceți și să veniți cu argumente, pentru că, într-adevăr, eu cred în generația tinerilor. Ca o paranteză, din păcate, forța argumentului în momentul de față în politica românească a fost înlocuit de argumentul forței. E doar un strigăt pe fundal fără să dezbatem lucruri factuale. Dar a spus că va fi foarte greu pentru noi, pentru mine, pentru Bogdan, tineri fiind în politică. Și aici vă contrazic din potrivă. Cu cât, mie mi se pare că cu cât ești mai, să spun, maleabil, dar în sens negativ, și mai lipsit de caracter, cu atât e mai greu în politică. Pentru că atunci ești predispus la compromisuri compromițătoare, ești... șantajabil, mereu trebuie să satisfaci o anumită parte, o altă parte, pe anumite persoane și așa mai departe. În schimb, când știi că ești o persoană de caracter și ai în vedere, pe cât posibil, pentru că nimeni nu e perfect, dar pe cât posibil doar interesul cetățeanului, mi se pare că decizia este una simplă în momentul în care ești pus în fața votului. Toată lumea clamează interesul cetățeanului, dar până la cetățean lucrurile se cam pierd pe drum. Să știți, aveți mare dreptate aici, toată lumea, politicienii clamează, politicienii promit. În general, până la partea asta, am auzit și în campania asta electorală, până când se trage linia, tot seamănă între ei.
Diferența este făcută după ce tragem linia alegerilor. Și să vedem, domnule, cât s-au ținut de acele promisiuni, cât s-au ținut de acel interes al cetățeanului. Și aici invit pe telespectatorii noștri, pe maramureșeni, să se uite puțin în trecutul apropiat al candidaților. Să se uite dacă Duruș și-a îndeplinit obligațiile sale de parlamentar. Vor vedea că sunt cel mai activ deputat din Parlamentul României care reprezintă Maramureșul. Vor vedea că atât cât am putut din postura de opoziție, am formulat interpelări pentru interesul cetățeanului, am depus amendamente, cum spuneam, am încercat inițiative legislative și așa mai departe. Să se uite în trecutul apropiat al celorlalți candidați, al lui Bogdan Zaharia, al lui Dan Ivan, candidatul nostru la primăria municipiului Baia Mare. Să vadă dacă într-adevăr au demonstrat, fie în viața lor personală, fie în viața lor profesională, dacă au demonstrat această tărie de caracter pe care o clamează cu toții. Și să se uite apoi la cei care au condus până acum. Pentru că dacă într-un mandat ai fost păcălit, în al doilea mandat ai fost păcălit, nu găsesc, ca și cetățean, ca și om politic, o rațiune în a-i mai acorda încă o dată încrederea. Și totuși se întâmplă. Se întâmplă, unii oameni, nu știu, ce, sunt, să spunem, au făcut ceva sau de frică, sau din lehamite? Eu nu prea sunt de acord aici cu satisfacția asta mult prea scăzută a multor alegătorilor români. Suntem din nou, din păcate, într-o situație în care tot clasa politică ne-a adus și s-a coborât ștacheta așteptărilor atât de jos că am ajuns ca astăzi, în secolul 21, în Uniunea Europeană, eu să trebuiască să mă duc ca și candidat la președinția Consiliului Județean, să promit oamenilor asfalt. Asfaltul trebuie să fie un subiect electoral în Uniunea Europeană în secolul 21. Noi trebuie să vorbim de altceva, noi trebuie să vorbim de tunelul care se lege Baia Mare de Siget. Dar ce vorbim ajuns? De 30 de ani și de tunelul acela. Ajuns un subiect de glume. Da. Pentru că noi nu avem asfalt. Cum să vorbim de tunel că noi nu avem asfalt? Noroc că s-a reparat drumul, s-a făcut drumul peste Gutii, totuși drumul e bun până ajungem la tunel. Bun, dar și acela, vedeți, ne mulțumim cu puțin. Drumurile care s-au făcut în ultimul mandat sau în penultimul mandat, că și atunci domnul Zet era vicepreședintele Consiliului Județean, s-au făcut cu mari întârzieri și s-au făcut la costuri mult ridicate față de evaluarea inițială. Ne-am ajuns să ne mulțumim cu faptul că s-a finalizat până la urmă drumul Siget-Borșa-Iacobeni, deși trebuia să fie gata cu vreo un an, doi înainte. La fel, acum se asfaltează drumurile de pe Valea Ruscovei, drumurile de pe Valea Izei. Pe zona Lăpuș. De 20 de ani nu s-au făcut acele drumuri și acum, cu o lună înainte de alegeri, se toarnă covor asfaltic. Cu o lună înainte de alegeri. Știți că este circulă și o glumă, așa că politicienii s-au îndrăgostit de parfumul asfalt, de mirosul asfaltului și nu de parfumul care ar trebui să emane din haină. Da, e adevărat. Cred că la întâlnirea la dialogul cu Dan Ivan îmi spunea că în cele două partide, Plus și USR, probabil că numai Vlad Duruș este plătit de stat fiind parlamentar, că în rest 99% sau 100% dintre membrii celor două partide provin din mediul privat, cu studii superioare, cu pregătire, chiar că nu neapărat trebuie să ai studii superioare ca să fii în stare să gestionezi și să administrezi un județ, o comunitate, că vorbim aici și de comune și de orașe. Cum le spuneți oamenilor? Înțeleg oamenii? Dumneavoastră ziceți că nu trebuie să mai vorbim despre asfalt. Hai să vorbim despre digitalizare, despre informatizare, despre parcuri industriale, despre hub-uri de producție și înțeleg oamenii? Dacă îmi dați un pic voie, aș vrea pe această cale să revin un pic și la întrebarea pe care mi-a spus-o înainte.
Din fericire, cel puțin în cazul meu, eu nemai având experiență politică, spre deosebire de colegul Vlad, care totuși are 4 ani de experiență în Parlament, mie nu mi-e frică neapărat să intru în această luptă, să înfrunt administrația și așa zisul sistem pe care vrem să îl schimbăm, pentru că, din fericire, eu sunt doar o mică parte dintr-o mare echipă care lucrează la proiectul nostru comun. Avem foarte mulți specialiști, profesioniști în domeniile care lucrează și, din fericire, avem chiar oameni care vin din administrația publică alături de noi. Deci nu trebuie să fie o rușine că muncești pentru statul român atât timp cât tu ești un profesionist pe poziția pe care tu activezi și tu ți-ai făcut treaba și nu ai contribuit sau nu ai consimțit anumite abuzuri. Deci avem chiar candidați de primă mână, ca să spun așa, care vin din administrația publică. Ei practic sunt plătiți de stat, dar sunt o mică excepție de la regula pe care, din păcate, mulți o avem în spatele minții când spunem că oamenii care lucrează în administrație, din păcate, dorm în papucii statului. Și că statul este cel mai mare angajator. Exact, exact. Deci, din fericire, avem și exemple pozitive și aceste exemple se regăsesc în echipa noastră și expertiza și experiența lor se regăsește în programul politic pe care noi dorim să-l prezentăm. Vă întrebam cu ce diferă sau cum vă adresați, în ce termen vă adresați cu strategia pe care o au cele două partide în această campanie electorală. Ce le spuneți oamenilor? Cum îi faceți să înțeleagă ce vreți dumneavoastră să faceți din 27 septembrie? Vedeți, cea mai bună campanie electorală este cea purtată față în față cu alegătorul. Necesită și cel mai mult efort, cel mai mult timp, dar este cea mai bună campanie electorală. Pentru că în felul ăsta poți să transmiți cetățeanului direct el să-ți transmită problema, tu să-i transmiți posibila rezolvare, soluție eventuală. Posibila soluție, pentru că am spus, lumea arăși trebuie să înțeleagă că anumite rezolvări țin de autoritățile locale, altele de cele județene, altele de cele, știu și eu, comunitare, europene și așa mai departe. Dar în felul acesta cetățeanul te cunoaște. E o cu totul altă experiență această interacțiune umană față în față. Și acum, spomenul noastră de digitalizare. Există un public pentru digitalizare. Putem vorbi băimărenilor, celor din periurban, sighetenilor de digitalizare. Nu mai putem vorbi de digitalizare. La poenile de sub munte, exact, la Chelința, la Țicău. De sub munte, exact. Acolo trebuie să le vorbim despre condițiile. Despre abandonul școlar. Despre abandonul școlar, despre cum stopăm noi exodul maramureșenilor în străinătate, crearea locurilor de muncă. Comuna cu cel mai mare procent de oameni plecați este chiar Poenele de sub munte din Maramureș. Apropo, Maramureșul din toate județele Transilvaniei este județul cu cea mai mare proporție de oameni plecați în străinătate. Și asta nu pentru că avem o administrație județeană foarte bună. Nu, dimpotrivă, pentru că avem o administrație județeană care n-a fost capabilă să atragă investiții în această regiune. Noi, în Maramureș, spre deosebire de Satu Mare, de Sălaj, de Bistrița, de Cluj, nici nu mai vorbesc că nu are rost, ne facem de râs, spre deosebire de județele astea limitrofe, la care, în mod inexplicabil, ne uităm puțin cu aroganță, noi nu avem un singur parc industrial. Au sătmărenii, au cei din Sălaj, din Zalău, au parcuri industriale, adică autoritățile au creat niște condiții, au creat un cadru unde pot investitorii, fie că vorbim de capital autohton sau de capital străin, pot veni să construiască ceva și să ofere de lucru oamenilor care să fie remunerați și să aibă o viață mai bună. Noi nu avem în Maramureș așa ceva. În Baia Mare, Tăuții, Măgăruș mai sunt niște fabrici, acum dată fiind și apropierea, proximitatea cu granița maghiară. Dar în zona Maramureșului istoric, acolo nu ai ce să faci altceva decât exploatarea lemnului sau să mergi în străinătate. Și noi trebuie să-l vorbim oamenilor de acolo, comunităților defavorizate din acele zone, cum vom dezvolta infrastructura astfel încât să vină investitorii, cum, ce facilități vom oferi unor posibili investitori. Cum v-am spus, lucruri de bază, să aibă condiții în acea piață în care își vând legumele și laptele, care, apropo, e o altă problemă, că nu există oameni care nu există
colectori de pentru astfel de produse, lactate sau vegetale. Asta e o problemă des întâlnită în ruralul maramureșan. Nu au puncte de colectare și noi trebuie să servim ca noi, autoritățile județene și cele locale, să fim un intermediar între acest mic producător care de multe ori este la subzistență și mari producători, lanțurile, lanțurile de magazine. Îi putem ajuta. L-aș întreba pe Bogdan Zaharia. Bogdan, spui tu cu nonșalanța tinereții că ai 27 de ani și vrei să schimbi lumea. Eu iarăși întreb, cum te adresezi lumii? Că am văzut, m-am uitat și eu în programul cu care se prezintă USR și Plus în această campanie electorală. Sunt lucruri acolo care, într-adevăr, sunt de perspectivă, pentru că noi venim tot cu ce... Lumea s-a schimbat. E clar, de la începutul anului este o altă lume și nu va mai fi cu ce era ieri. Înțelege lumea. Cum le spui tu că vrei să schimbi lumea și spre ce lume vrei să îi îndrepți? În primul rând, noi am spus că vrem să venim cu un nou model de a face politică și Vlad a punctat foarte bine că noi am început, inclusiv din perioada dinainte a campaniei electorale, dar contextul pandemic nu prea ne-a permis să... Și campania e atipică. Și campania, bineînțeles că e atipică, e ciudat să vorbești cu alegătorul cu masca pe față. De multe ori aceștia ne spun, dați-vă masca să vă vedem la față, să știm să pe cine... Să păstrezi distanța. Exact. Dar noi ne-am propus să mergem, să căutăm soluțiile la cetățean, la alegător. Noi avem oameni cu experiență în diverse domenii, dar cu siguranță nu putem veni cu niște soluții din cărți sau din studii sau elaborate de la distanță. Am mers și am întrebat pe oameni ce îi doare, de ce au nevoie. Am pus omul și nevoile lui în mijlocul focusului și a programului nostru și de guvernare. Și vezi că lumea, noi vorbim aici de digitalizare și probabil lumea are nevoie de locuri de muncă, de apă, de canalizare, de străzi asfaltate. Am rămas tot la nivelul acesta. Da, din păcate da. Până acum în celelalte campanii electorale și oarecum un model clasic de a face promisiuni a fost să se promită tot felul de proiecte mai mult sau mai puțin faraonice care să crească ego-ul și mândria oamenilor, care de cele mai multe ori nu s-au realizat. Așa că noi ne-am întors la lucruri mai simple. Vrem să promitem de altfel lucruri care e greu de spus că ar trebui să se promită în secolul 21. Canalizare, apă, accesul la servicii medicale decente, accesul la servicii de urgență, la școală, la educație. Astea sunt prioritățile noastre. Ne-ar plăcea să promitem și noi un tunel pe sub Gutin. Eu, venind din domeniul construcțiilor, știu că din punct de vedere tehnic nu e ceva foarte complicat și e fezabil și realizabil, dar până acolo haideți să aducem țara în secolul 21 și după aia o să trecem la proiecte care o să ne facă foarte mândri de faptul că suntem români. Îl lăsăm pe candidatul Alianței USR Plus la președinția Consiliului Județean să aibă ultimul cuvânt și să îi convingă pe maramureșeni în 27 septembrie să-i acorde votul. Noi invităm pe toți maramureșenii să voteze Alianța USR Plus, fie la consiliile locale, fie la Consiliul Județean, să-l voteze pe Dan Ivan la primăria municipiului Baia Mare, să-l voteze pe Vlad Emanuel Duruș la președinția Consiliului Județean Maramureș și să ne ofere această încredere că noi suntem alternativa reală la cuplul Zetea Cherecheș. Faptul că noi putem redobândi mândria de a fi maramureșan, pentru că din păcate suntem deficitari în absolut toate aspectele, dar potențialul acestui județ este unul enorm, enorm. Și trebuie să reoferim strălucirea pe care o avem măcar în minte, dacă nu în realitate. Acum noi trebuie să ne transformăm și ideile în realitate. USR Plus poate să facă acest lucru și va face cu votul oamenilor. Bogdan Zaharia, candidat Alianța USR Plus la Consiliul Județean Maramureș, Vlad Emanuel Duruș, candidat pentru președinția
Consiliului Județean din partea aceleiași alianțe. Vă doresc succes. Mulțumesc. Convingeți alegătorii că soluțiile cu care vine alianța sunt cele mai bune pentru a lumina, într-adevăr, așa cum ați spus, Maramureșul. Maramureșul este o zonă luminoasă, dar are nevoie și de oameni care să-i facă strălucirea și mai mare. Acestea fiind spuse, încheiem și noi agenda electorală, vă dorim succes și vă spun ca de fiecare dată, analizați, ascultați și votați cu mintea, dragilor, dacă vreți ca din 27 septembrie încolo să vă fie mai bine. O seară bună în continuare, la revedere!